Da, foarte rău, pentru că știi că vorbisem Nu, cu tine aici. vorbise-i, păi și eu m-am supărat la fel, pentru Și că m-a tu vorbiști deranjat. și după aia o pe Cristiana, știu, a, păi Roxana, nu e așa că dor cu tine și v-am văzut pe amândouă pe Și m-a scaun, eu ce deranjat era să pentru fac că să jos vin? la hotel te-am întrebat pe Nu tine. știu, eu nu știu de asta, cum de Știi nu știu? când te-am întrebat, te-am Nu, zis, singura care m-a întrebat la baterie, hotel a vin mai fost sus. Carmen. Aia, Carmen m-a întrebat din microbuz, vrei să dormi cu mine? Și am spus că nu știu, Acum da. știi că am vorbit din casă, Și înainte să vrei că m-am am vorbit. vorbit și apoi tu te-ai dus cu Cristiana direct, era pe Nu scaun m-am dus cu acolo, vai, nu știu. Cristiana. Tu ce și v-a spus bagajul la comună, ce era Ce să ți-am fac? zis ție în casă? Bagă-ți hainele. Eu am Păi eu am spus zis că că nu-mi bag, v-am văzut pe amândouă că vreți să dormiți Da, împreună și am dar zis, nu a lasă fost frate, vorba că dacă vreau s-am prietenit cu eu. ea și eu sunt, Tu nu ai mai spus am în nicio felul treabă, nu mai următor, am tu ai și spus aia în e. felul următor, jos la hotel, ai zis când am întrebat, mă, dă ce facem? Tu ai zis, păi stai să vedem, că nu știu, am zis eu, băi, cum dormim? Păi oricum Exact tu asta am vorbisei spus. cu ea și eu am fost de față când tu ai vorbit cu ea de Da. faza cu mutatul, cu dormitul. Păi da, și am zis să dormim, toate trei, am spus. Nu știu, asta nu o țin minte, dacă o știam, Păi nu, crede-mă că dormeam, dar nu, niciuna n-a venit când m-ați văzut pe mine și cu Carmen. Singure să ziceți, hai vă rog, singurele care au venit a fost Elena și Ionela și m-am dus la ele. Păi da, dar știi că eu cu Carmen nu sunt atât de apropiat încât să dorm, vai, nu știu ce prietenie ne găsise. Nu puteam să spun. Ei, da. Și când s-a spus că se poate cu trei, puteați fiecare să veniți să mă întrebați. Dar Erai nu deja știu. mutată în cameră, nu puteam să mă duc eu. Tu spui că noi nu vorbim cu tine, dar tu Păi, n-ai vorbit măi, cu frate, noi. de sâmbătă ai Tu mai n-ai discutat vorbit cu cu mine, noi. mi-a Dar tras niște priviri, de ziceai eu că m-am v-am, întâlnit nu sâmbătă știu ce v-am seara cu făcut. tine. M-ai băgat în seamă, măcar, bă, proastă, ce faci? Păi Eram și cine, amândouă la bă, ușă. cine, frate? Voi v-ați supărat că ați văzut că m-am Nu mutat cu m-am ele în cameră. supărat eu, Ei, nu, poți să hai stai să cu fii cine serioasă, vrei, dar Simona, măcar nu mai puteai da la să-mi dai început. bună seara. Atât puteai să-mi dai, Băi, că eram frate, nu amândouă mai da, că amândouă. sunt lucrurile Te-ai mult prea trezit evidente. dimineață, Crede-mă că sunt mult prea și evidente. noi eram toate acolo, vă Nu, așteptam pe voi. Ai dat nu, măcar bună nu. dimineața? Eu Păi când nu. am intrat sâmbătă atunci, Nu voi... sâmbătă atunci, la micul Nu! dejun. La micul dejun, când eram toate acolo și Știi ați că eu venit oricum voi. nu dau nici în casă la mame bună dimineața, nu știu ce pretenții ai de la mine. Nu dai la mama. Păi Păi atunci nu nu dau mai la am nimeni. pretenții, nu mă Și că am interesează. dat și bună dimineața când am venit atunci duminică și nu mi-ați Duminică, răspuns. dar nu sâmbătă. Păi și Nu sâmbătă când am sâmbătă. venit, în fine, lasă-mi N-ai micul spus dejun. nimic, nimic n-ai spus. Și Păi și atunci ce am zis vrei că să mă, spun? deci nu vrei să vorbești cu noi, ce vrei? Dacă A, nu vrei... tot eu nu vreau. Nu Păi eu voi tu cu plecasem, Eli când stăteați în camera acolo, la alea. Deci eu am zis, ai frate, le las așa, că poate cine știe. Nici nu m-am gândit în primul rând la fața Mi-ai că eu am adresat dormit vreun și am cuvânt și făcut. nu ți-am răspuns? Mi-ai adresat vreun Păi nu cuvânt? nu am Păi atunci adresat, să dar spui tu că am dacă ceva cu era... tine, când Eu tu te mi știu pe adresezi un tine și tu cuvânt. dacă era mă întrebai până acum de 100 de ori, cum o făceai Păi da, pentru înainte, că cum m-am știu. săturat să toată lumea să zică că să aștepte de la mine doar eu să mă duc. A, Doar da. eu, doar eu. Oricum am văzut cine a fost Roxana, Hai, de ce nu Simona, s-a că supărat? chiar să vede Roxana a răutatea venit din la noi în cameră, vă Chiar zice, să vede De răutatea ce din n-ați venit? voi. De ce să mă duc eu în cameră? La cine să mă duc eu în Cine cameră? pe cine a fost La prietena cine să mă duc Cine eu în cu cine a cameră? fost? Păi Și tu, să stați eram și liniștite eu și că ele. sunt sigură că primite Evident, acum să vă vede va răutatea încanta, din v-am voi. Se dat din vede, doamna casă și nu știu Ecaterina, ce. Se vede ce. Ionela, nu te mai băga, că purtăm o discuție noi Eu două. Vorbeam cu Madalina. Păi și lasă-ne să Îi vorbim. Spunea să nu se mai consume, că n-are motive. Hai, spuneam. Lasă-ne să vorbim, frate, că noi știm ce a fost între noi, nu Oricum tu. S-a văzut. Nu mai am nevoie de nimic și nici de la nimeni. Și pe Roxana, oricum, o las în pace. Ea a văzut că și aici eu am luat de mână și alea, că cu ea, cred că e singura care mi-a dovedit și mi-am dat seama. Și tu ne-ai dovedit nouă. Prin ce? Prin faptul că am dormit cu Elena și Ionela sau cum? Nu, prin faptul că măcar puteai să saluți. A, da. Atât tot eu vroiam. Să salut. Păi așa păi pot eu și am eu, plecat, tot să Mădălina, eu am plecat? Adică? Eu am plecat din camera de hotel? Eu am plecat din camera de hotel? Eu m-am întâlnit cu tine sau eu deja eram acolo când tu puteai să treci să spui ceva? Eu deja Ce eram să spun, acolo. Frate, că pe voi vă cunosc. Bă, dacă nu v-aș cunoaște, aș mai zice. Știu când sunteți supărate și când vă uitați, când trageți câte o privire, că da, nu e ceva Mădălina, în regulă. O să-mi cumpăr ochelari ca să nu mai vedeți da, ochii. Da, că văd că toată lumea spus, vede nu de la mine prezinți priviri. Interes. Gata. Toată de la nu mine vede prezinți priviri. Interes. Unde să prezinte interes? Dacă nu ar ști unele lucruri și alea, n-aș mai vorbi. Păi eu de ce zic? Eu zic de prost? Nu, lucruri de-astea. Lucruri, adică la gesturi și priviri. Dacă nu aș fi fost cu voi, aș mai fi zis că nu vă cunosc. Eu cred că nu ți-am tras nicio privire, mă. Păi la tine întocmai, că n-am zis. Gură, dar ce? Tu, nici tu, după aia, nu la un moment dat n-ai mai vorbit. Și sunt sigură că ați vorbit despre nu, asta. Asta puteți să spuneți voi râs de mult, orice ați spune. Dacă ea a zis că-s caractere proaste, că m-am dat eu pe partea alaltă, ce pretind să ai de la ea, mă?
ce dracu. La da, Cătăline, că cine râde la urmă râde mai bine. Caracterele alea, să rupă tot caracterele alea. Cătăline, stai și că cine râde la urmă râde mai bine. Adică asta voi că... tot timpul, vai, suntem singure și tot timpul când gătiți, sunteți toate împreună și... Păi dacă și sucul au, mă, sucul au. Puiul nostru, aia nostru, ăla nostru, ăla nostru. Eu cum să mă simt? Lui Cătălin. Exact la concluzia care am spus. Și mai bine, mă, că ești cu mama, tu nu ești singur, dacă erai singur era mai rău. Să spuneți în față. Tu ai ceva în plus față de ele. Nu mai vreau. Tu ai și un iubit, ai și o soacră aici. Ele n-au nimic. Cine spune puiul nostru, aia noastră, aia noastră? Spune, a avut Eli cu Cristiana un pui împreună. Hai, mă. Și a avut și Simona cu Carmen, ciocănele sau ce, nu mai știu. Atâta. Ne interesează. Știi, când stai pe margine, observi mai multe lucruri. Și eu am observat mai multe. Crede-mă. Am observat. Ce pretenții am, Roxana, eu de la tine? Că puteai cumna cu unul doar așa ca să faci pe Caterinca, că nu te-a ales nimeni. Ce pretenții am de la Simona când ea să sărută cu unul, dar nici măcar nu e în cuplu? Dar trei săptămâni. Să ai vreo ce pretenții să avem noi de la voi? Nici nu trebuie pretenții să ai vreo pretenție. De ce ai făcut cuplu de Caterinca? De ce te sărutai cu Nicolae? Credeai că vine altul și te combină. Mai aveam pic să te culci cu el, aia era. Cum dracu să te sărut, mă, cu un băiat 3 săptămâni să zici că n-ai un cuplu? Lasă-mă, adică n-am văzut așa ceva. Nici când era mic nu vedeam copile de alea să fac așa ceva. De la tine trebuie să ai pretenții. De la de ce cu familie celorlalt vă vede că nu sunteți prieteni adevărate pentru ele? Asta e, fiecare vede ce vrea. Fiecare vede ceva. Eu sunt mulțumită și împăcată cu că știu eu cum sunt și atât. Și ce am fost și ce voi fi, atât. Nici de cum ce spui tu. E problema ta ce vrei să-mi faci. Ce vrei să faci, ce ai de gând să faci, chiar nu mă interesează. Vă bag strâmbe cum v-ați băgat și voi. Foarte bine. Eu am recunoscut că am greșit, că am spus atunci, mi-am spus părerea. Nu, i-a fost rușine, te zic. Ce anume? De ani. Azi? Nu, e ziua lui Madalina. Ce anume? Tatăl... Nu știu. Mă bătează-i tatăl. Pe azi? Astăzi mă bătează, nu suntem așa.